Estimat Tomas Mieria. Stimatul mass media, bună ziua și bine ați venit la lansarea unui eveniment foarte important pentru industria vitivinicolă, Ziua Națională a Vinului. Aici, în studio, avem pe domnul viceprim-ministru, ministru al industriei al agriculturii și industriei alimentare, pe domnul Sorin Maslo, director interimar Societatea pe Acțiune Cricova. Avem doamna Parascovia Ignat, șef direcției dezvoltarea pieților și marketing. Pentru a deschide acest eveniment, îi voi da cuvântul domnului Vladimir Bolea. Da. Mulțumesc frumos. Bună ziua la toată lumea. Vrem să informăm că 7-8 octombrie, anul curent, va fi un eveniment și un eveniment de anvergură regională, eu aș spune chiar și european. Noi vorbim despre Festivalul Național al Vinului și Viticultorilor inclusiv. Sărbătoare care este unicat în lume. Nu există niciun alt stat pe glob care ar sărbători la nivel național o astfel de sărbătoare, o astfel de eveniment. Anul curent, Ministerul Agriculturii, din interesul de a promova și mai mult potențialul de export pe care îl are Republica Moldova pe dimensiunea produselor din vinificație, a organizat cu o zi înainte, pe data de 5, va fi o conferință internațională cu semnarea unui memorandum de susținere a agriculturii din Republica Moldova. Vor participa ministrul agriculturii din Germania, români, țările baltice, din Austria, Polonia. Deci și cu toți acești miniștri, după ce vom semna memorandumul de susținere a agriculturii și a Ministerului Agriculturii din Republica Moldova, pe data de 6 va fi o premieră absolută, acești miniștri vor participa la deschiderea acestui festival. Ei toți sunt oameni care apreciază înalt calitățile vinului și le-am spus că pentru dânsi ar fi fost și este o oportunitate deosebită să vadă într-un singur loc, pe piața Ștefan cel Mare, piața Marea Dunării Naționale, pe toți producătorii de vin mici, micro, plus, și vom participa la Cricova, la sculegem struguri cu toți, că nu toți ministrii agriculturii au participat în viața lor la cules de struguri. Creăm emoții. Ulterior, acești miniștri în țările lor, dacă credeți-mă că sunt state cu o pondere foarte mare în Uniunea Europeană, vor transmite acea emoție mai departe consumatorilor din țările lor, ce înseamnă strugurii din Republica Moldova, ce înseamnă producerea de vin, vor vedea producătorii noștri în număr foarte mare și foarte puternici, pentru că suntem încă o țară necunoscută și urmează să fim descoperiți de către toți. Și credeți-mă că miniștrii agriculturii sunt unii dintre cei mai buni promotori a producției agricole din Republica Moldova pe piețele lor. Și în acest considerent, cred că va fi o sărbătoare pe măsura așteptărilor vinificatorilor și viticultorilor din Republica Moldova. Și evident că cu prezența acestor înalți oaspeți de pe dimensiunea agriculturii, noi vom ridica la nivel european și sărbătoarea în sine. Pe această cale vreau să vă informez că la nivel de guvern a fost elaborat și a trecut prin hotărâri de guvern cu susținerea programului USAID și Oficiul Național al Turismului. Urmează la Ministerul Agriculturii să fie creat și Oficiul Național al Horticulturii, dar cel al turismului a fost organizat. De ce spun acest lucru? Oficiul Turismului împreună cu Oficiul Național al Vii și Vinului vor crea traseele turistice. Lucru care o să promoveze extraordinar de mult turismul intern în Republica Moldova, atât pentru cetățenii din Republica Moldova, cât și pentru cei care vin în vizită. Noi avem 62 de crame mici, avem foarte mulți producători care merită a fi promovați. Pentru că în spatele la fiecare vinificator stau mii de agricultori, pe care noi cu toții, majoritatea suntem de prin sate,
Știm că încep din luna februarie culesul, adică culesul, curățatul la vița de vii, după care îngrijitul tot anul, după care toamna, cât afară, iarăși destul de răcoros recoltarea. Emoții tot anul, că e secetos, că e cald, că e nu, ca în final să vedem vinurile pe care le promovăm peste tot. Și pentru noi contează foarte mult ca această emoție legată de producătorii noștri, viticultorii noștri, să fie formată de consumator exact la mama lui acolo, la vinificator, în sat, să veargă la cramă, să vadă și podgorile, să vadă și vița de vie, să vadă și oamenii noștri extrem de frumoși, care dacă ești vara, îi vezi în câmp, dacă ești toamna, îi vezi la cules, dacă ești chiar și iarna, îi vezi în câmp, în februarie, atunci când au grijă de vița lor de vie. Pentru că noi înțelegem că vinul înseamnă emoție și emoția în Republica Moldova este foarte frumoasă, pentru că avem niște oameni deosebiți care cresc, cultivă și avem menirea să-i promovăm, ca într-un final să ajungă să fie foarte profitabil. De acest considerent, pe această cale, vreau să invit toată populația din Republica Moldova, 7-8 în Piața Mare Adunării Naționale, la acest extraordinar eveniment, care începând din 2023 va purta un caracter european, să spunem așa, cu prezența acelor miniștri. Noi avem ferma convingere că producem vinuri de o calitate absolut deosebită, și o facem asta din respect pentru toată lumea care cumpără și consumă acest vin. Și de acest considerent, toți sunteți așteptați, o să fie lucruri despre care o să vorbească colegii mei, dar eu cred că ca de fiecare dată evenimentul în sine este de foarte multă culturalizare și educație în consumul vinului, pentru că de fiecare dată spun, agricultura e formată din două cuvinte, agricul și cultură. Și noi avem cultura de a crește cereale, avem cultura de a crește vițe de vie, avem cultura de a produce vinuri de calitate din respect pentru cetățeni și avem cultura de a consuma aceste produse. Mai ales promovăm foarte mult și cultura consumului foarte și foarte echilibrată a tuturor acestor produse. Vă mulțumesc frumos! Deci, cea de 22 ediție a Zilei Naționale a Vinului și Vinului are loc într-un an deosebit pentru noi toți, un an revoluționar, am zice noi, un an de jubileu, a 10 ani, de la lansarea brandului de țară Vinul Moldovei, o legendă vie, 10 ani de la crearea Oficiului Național al Vinului și Vinului, 10 ani de când s-a început o muncă enormă, o muncă profesionistă, o muncă dedicată anume vinului moldovenesc, o muncă depusă pentru ridicarea imaginii țării Republicii Moldova ca țară producătoare de vinuri. 10 ani de muncă pentru ridicarea imaginii vinului moldovenesc, pentru a ridica imaginea vinului au fost depusă foarte multă muncă de toți cei peste 260 de toate cele 260 vinării din Republica Moldova, care în acești ani au ridicat calitatea și competitivitatea produselor moldovenești. 10 ani de acapărare a noi piețe de producere, nu degeaba, sloganul ediției din anul acesta Zilei Naționale a Vinului și Vinului este Vinul nostru cucerește lumea. În acești 10 ani au fost cucerite mai mult de 96 de țări, preponderent vânzările, exporturile fiind în 75 de țări ale lumii, dintre care 60% din produsele moldovenești vitivinicole sunt exportate în țările Uniunii Europene. Acesta este un succes foarte mare pentru noi, cei care ne-am trezit într-un an, că depindeam de o singură piață și nu avem ce face cu vinurile noastre. Iată această concentrare a tuturor vinificatorilor, viticultorilor, sub un brand comun, sub brandul Vinul Moldovei, o legendă vie, ne-a dus la succes. Și eu deseori zic, și acesta pentru mine este un adevăr pur, că dacă nu era creat acest Oficiu Național al Vinului și Vinului, nu știm care era soarta viticulturii și vinificației în Republica Moldova. Noi la această sărbătoare dăm o întâlnire tuturor, chiar și dumneavoastră, celor care stați cu condeiul în mână,
consumatorilor de vin, iubitorilor de vin. Dăm o întâlnire aici, în Piața Mare Adunări Naționale, cu cei care cresc vița de vie și mai apoi cu cei vinificatori care procesează și produc vinul. Aici toți vor avea ocazia să facă cunoștință nu numai cu vinul, dar să facă cunoștință cu toată acea echipă care stă în spatele unui vin, începând din plantația de vie până la produsul finit, vinul îmbutiliat. Aici vor avea ocazie toți cei prezenți să cunoască vinuri care nu le-a mai cunoscut până acum, să deguste niște vinuri excepționale. Aici veți avea ocazie în cadrul școlii vinului să primiți o lecție, o instruire, cum se degustează un vin, când, cu cine, în ce măsură. Ori vinul este un produs care trebuie să aibă un consum calitativ foarte responsabil, doar vinului benefic atunci când îl consumăm în cantități de care are nevoie organismul nostru și în cantități foarte moderate. Vinul este un produs nu numai că alimentar, dar un produs cultural. Trebuie să ai o anumită cultură ca să poți degusta un vin. Aici vă așteptăm și vă chemăm și pe dumneavoastră, cei care sunteți promotorii vinului moldovenesc, să intrați în esența acestui produs, să vorbiți cât mai mult, să ne ajutați pe noi, cei care producem, să aducem produsul nostru național către fiecare consumator, să fie apreciat acest produs la justa sa valoare. Cu amănunte despre ziua vinului, ne va vorbi Parascovia Ignat. Mulțumesc, doamna Elizaveta. În ultimul timp și cred că pe bună dreptate, tot mai des afirmăm că vinul Moldovei a devenit cel mai reprezentativ ambasador în întreaga lume. Și la cea de-a 10-a aniversare a brandului vinicol de țară, vinul Moldovei, o legendă vie, sectorul vitivinicol se poate mândri cu succesele revoluționare înregistrate la nivel global. În ajunul celei de-a 22-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, m-a zis și doamna Elizaveta, cu genericul Vinul nostru cucerește lumea, vom face o sinteză a performanțelor obținute ce ne-au dus faima pe bună dreptate chiar pe tot globul pământesc. Fiind conștientă de provocările cu care s-a confruntat sectorul vitivinicol, pe parcursul întregului deceniu, echipa Oficiului Național al Viei și Vinului a fost angajată în implementarea strategiei de vizibilitate și valorificare a brandului Vinul Moldovei și a imaginii de țară prin diverse programe de marketing inovative, reușind să organizăm peste 200 de campanii de promovare internațională, să organizăm în 10 ani peste 1000 de evenimente în piețele strategice și de interes, să punem la dispoziție întregului sector vitivinicol peste 20 de studii de piață complexe și, nu în ultimul rând, să asigurăm participarea la cele mai prestigioase expoziții internaționale din întreaga lume. Iar pe parcursul a 10 ani am susținut mai mult de 100 de companii vitivinicole la peste 50 de concursuri internaționale care au adus acasă sau palmares peste 6.000 de medalii și 50% sunt medalii de aur. Aceasta pe bună dreptate și după titlul oferit de concurs mondial de Bruxelles, suntem țara cea mai premiată din Europa de Est și am obținut și onorificul titlu de cel mai bun roșu din vin roșu de pe întreg mapa mondo. Sectorul vitivinicol, în special Ziua Națională a Vinului, capătă tot mai mult, adică un interes sporit în presa internațională și pentru al doilea an consecutiv am obținut titlul de magnet al regiunii, titlul oferit de către revista Drinks Plus și portalul Wine Travel Awards, fapt ce ne face și mai mult să ne mândrim și să încurajăm să organizăm evenimente ce ne duc faima în întreaga lume și să fim cu adevărat un magnet pentru nu doar regional, dar și global, să atragem cât mai mulți turiști dornici să ne redescopere,
Republica Moldova a apărut și pe paginile celor mai prestigioase reviste internaționale, cum ar fi Decanter, The Financial Times, Meininger, The Drinks Business și multe altele. Și aceasta se datorează celor peste 850 de jurnaliști care ne-au vizitat, cei care au devenit pe bună dreptate cei mai fideli ambasadori ai vinului Moldovei, generând în presa internațională și pe blogurile online mai mult de 1000 de articole, ceea ce denotă un interes sporit și cucerirea a noi consumatori fideli din întreaga lume. Ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului, cum am zis, va face o sinteză a rezultatelor obținute. Vom organiza diverse ateliere de degustare în cadrul Școlii Vinului. Vom învăța cum să degustăm un vin, cum să-l asociem cu bucatele, care este consumul responsabil. Vom avea un amplu program artistic, vom avea inaugurarea și înmânarea premiilor tradiționale. La fel cum a zis și domnul ministru, vom avea pentru prima dată și mai mulți oaspeți ministri ai agriculturii din spațiul european, care ne vor încuraja și vor fi viitorii ambasadori ai țării noastre. Vom avea o curte țărănească, diversi meșteri populari, dar cel mai interesant este că pentru prima dată vom avea un număr record de vinării prezente. Vor fi 94 de vinării reunite sub brandul vinicol de țară, Vinul Moldovei, o legendă vie. Și cu această ocazie vă îndemnăm pe toți și vă încurajăm să veniți la Ziua Națională a Vinului pe 7-8 octombrie, să-i susținem și să celebrăm vinul Moldovei alături de dumneavoastră. Mai mult ca atât, am lansat pe paginile de social media un challenge și vă îndemnăm ca să faceți diverse poze la banner, la darurile pe care le veți primi și să utilizați hashtag-ul Vin și Eu și să îndemnăm întreaga comunitate să vină și să ne susțină. Vă mulțumesc! Acum, cum găsește Ziua Națională a Vinului colectivul Fabricii Cricova S.A. ce noutăți vin ei în această sărbătoare, ne va povesti directorul general, domnul Sorin Maslin. Bună ziua, stimați domni, stimați domnule viceprim-ministru, stimați doamne Elizaveta, în numele Combinatului de Vinuri Cricova, vă salut și vă invit la Ziua Națională a Vinului pe data de 7 și 8 octombrie. Vreau să confirm faptul menționat de colegii mei că brandul de țară Wine of Moldova ne-a ajutat foarte mult pe piețele internaționale în ultimii 10 ani și este mult mai ușor și mai important să ne promovăm sub acest brand de țară decât la o simplu un nume de întreprindere pe o piață nouă sau pe oricare altă piață internațională. Am reușit pe parcursul ultimilor 10 ani să participăm la expoziții internaționale, la concursuri și respectiv am reușit să cucerim piețe noi, așa ca Germania, Statele Unite, China, care era foarte greu de cucerit în mod propriu. Referitor la Ziua Națională a Vinului, vreau să vă informez că Combinatul de Vinuri Cricova a pregătit și va oferi spre degustare cele mai bune vinuri și spumante și mai ales gama de produse organice, singurele certificate pentru piața europeană, cu numele Wild, vor fi prezentate către degustare și gama de vinuri și spumante superioară Elogio și ca obiectiv turistic în complexul turistic Cricova vreau să vă informez că vom avea un program aparte pentru toți oaspeții care ne vor vizita și va consta atât în excursii cu degustarea vinurilor cât și un program artistic unde oaspeții vor reuși să savureze vinurile îmbinate cu bucate delicioase. Domnul Sorin, că Ziua Națională va fi sărbătorită și la toate cele vinării care au complexul acesta turistic, posibilitatea de a primi turiști. Deci toți oaspeții noștri, vom avea foarte mulți oaspeți din diferite țări,
ne scriu deja deodată după sărbătoarea vinului de anul trecut, din 2022, că vor veni și ei vor putea vizita și vinăriile din țară. În paralel, adică va avea loc și acolo Ziua Națională a Vinului. Deci, dacă pentru cineva este interesant cum poate nimeri la sărbătoare, intrarea pentru toți este liberă, doar că în baza unui etichet procurat, fiecare va putea beneficia de un pahar care este din tritan, reciclabil, care rămâne la fiecare vizitator și în cadrul acestui bilet va avea ocazia să deguste 12 vinuri de la cine își dorește. 12 vinuri gratis vor fi degustate. În afară de aceasta, va dispune de un tichet, de un bilet pentru a participa la masterclass-ul care vor fi organizate în cadrul Școlii Vinului. Școala Vinului anul acesta se va axa pe vinuri monosoi produse din soiuri autohtone și vinuri selecției nouă moldovenească. În afară de aceasta, vom avea un masterclass foarte interesant cu vinuri care au obținut cele mai multe distincții, cele mai multe medalii la concursurile internaționale din ultimii 2 ani de zile. Și spre sfârșit, când va înopta, va fi și un masterclass dedicat produselor vitivinicole, adică divinului, rachiului divin cu indicat geografic, protejat divin. De aceea vă invităm și pe dumneavoastră, jurnaliștii, chiar dacă nu veți avea bilete, veți avea acces gratis, asta vă garantăm noi astăzi aici, ca bonus pentru acest eveniment organizat. Dacă mai sunt întrebări, nu ezitați să ne le dați. Eu aș vrea să vă mai informez că anul curent a fost iarăși, într-un mod inedit, început sărbătorirea vinului moldovenesc. A fost festivalul la București, deschis în piața Kiselev, în parc, vis-a-vis de guvernul României. Au fost prezenți 42 de producători autohtoni. A fost un absolut succes și un succes remarcabil pentru vinificatorii din Republica Moldova, cu 2 zile, sâmbătă și duminică la fel, cu prezență extraordinară din partea vizitatorilor. Au fost un real, real succes și credem că această modalitate de a promova vinurile noastre de o calitate deosebită în România, noi o să o continuăm și inclusiv ne gândim și în alte state europene, inclusiv la întâlnirile cu ministrii agriculturii, mai ales sunt țări care nu produc vinuri și toată lumea este interesată ca cetățenilor să consume niște produse de calitate foarte și foarte moderate. Evident că noi întotdeauna promovăm la nivelul Ministerului Culturii consumul moderat, cel care a fost promovat de buneii noștri, generațiile noastre nu prea moderat, dar buneii noștri întotdeauna au avut un consum extrem de moderat. Și moderat înseamnă 100 de grame de vin până la masă, mănânci, și 100 de grame de vin după masă. Poate fi nunta cea mai împărătească, atât, 100 înainte de a mânca de grame de vin și 100 după. Și atunci, sigur, pe la vreo 90 de ani, ai să rogi pe Dumnezeu să te ia, că ai să te obosești de trăit, dacă ai să consumi așa, nu mai mult. Bun, deci urmează să vorbim și cu ceilalți parteneri ai Republicii Moldova, că poate să facem în Polonia, în Germania, astfel de festivaluri, pentru că își au rostul său. Și cel mai important lucru, în genul acesta de festivaluri, într-o atmosferă extrem și extrem de benefică, comunică consumatorul cu producătorul. Este cea mai frumoasă comunicare care poate să existe în general de pretutindeni. Și din acest considerent suntem interesați pentru a promova și nu numai vinurile, evident, trebuie să promovăm și fructele și legumele noastre, care începem să le facem de o calitate deosebită, cu ambalajuri foarte bune. Avem ce vinde, avem ce exporta, avem ce promova și în acest considerent noi vom face absolut tot posibil să fim prezenți masiv pe piața europeană cu producția noastră de calitate. Mersi! Dacă puteți să-mi dați un număr de identificator care
Da. Deci anul trecut noi am avut 86 de producători, anul acesta vom avea în jur de 95. Ne-a fost foarte greu, foarte multe probleme, deoarece nu ne ajunge spațiu în Piața Mare Adunării Naționale, dar fiind prieteni între ei vinificatorii, mulți din trânsii se vor regăsi câte 2-3 la un stand. Vom fi foarte mulți, într-adevăr, dintre care cred că aproape 50% vor fi mici producători. Și în 2017, dacă îi facem o totalizare, iată, erau 46 de vinării, în 2018 în jur de 48, 2019 tot ziceam că e un record, apoi pandemia a fost mai modestă, 21, din păcate, nu am organizat Ziua Națională a Vinului. Și în 2022 am zis că e număr record de 86, iată anul ăsta avem 95. Este nebucură că sunt atât de mulți vinificatori care sunt dornici să-și cunoască consumatorul final și să promovăm produsul Mândriei Naționale. Mulțumim! Și în 96 acord vor fi vecinii noștri, prietenii noștri din Ucraina. Vedem câți vom avea, 5-6 minimum vor fi la un cort, pe care o să-i găzduim și o să-i susținem foarte mult și pentru ce le mulțumim. Vinificatorii din Republica Moldova sunt primii care demonstrează în practică asocierea, dus la rezultate mult mai mari pentru ei. Anume, datorită prezenței oficiului în vinificația din Republica Moldova, noi avem rezultatele atât de remarcabile. Este un mediu profesionist pentru ei, în care își cunosc toate problemele și, cel mai important, găsesc soluțiile în cadrul acestui oficiu. Și lucrul ăsta noi îl promovăm, de aia și ducem discuții și cu oficiul horticulturii, unde iarăși avem o ramură extrem de importantă a economiei naționale a agriculturii, dar care iarăși este extrem și extrem de diversificată ca și nivel de dezvoltare. Unii sunt extrem de dezvoltați, alții sunt foarte puțini și noi trebuie să aducem la formarea unui cluster de agricultori care lucrează cam plus minus în aceeași dimensiune, cu aceleași competențe și multe alte lucruri. Asta în ceea ce privește modelul dezvoltarea business-ului, dar dacă vorbim despre promovare, păi atunci lucrul acesta este practic net superior la orice altceva. Ce înseamnă o denumire de vin neclară? Dacă noi intrăm în orice supermarket din aceeași România, din Iași, nu dăm denumiri, noi să vedem că acolo sunt străzi, efectiv, cu diferite tipuri de vin. Cum faci cumpărătorul să se oprească la o denumire care nu îi sună a nimic absolut? Numai cu sigla, că e Moldova, că e Moldova vin, că e Moldova ca și produs, îl faci să se oprească la teșghea, ochii să-i se oprească pe ceva. După care el, evident, cumpără vinul și eu n-am niciun fel de dubii că odată cumpărat, indiferent de producătorul din Moldova, el o să reîntoarcă și o să mai cumpere și o să mai cumpere. Și anume, faptul că noi avem oficiu care promovează atât de profesionist în interesul național și în interesul producătorilor autohtoni producerea, vinul nostru, legenda noastră, pentru că ce înseamnă legenda? Legenda înseamnă toată emoția legată de vin. Sunt foarte multe țări, pe glob sunt 90 de țări care produc vin în general. Vă dați seama ce concurență. Sunt 90 de țări și practic Republica Moldova reușește într-un mod absolut inedit. Și eu cred că aici avem mare și mare noroc de oficiu, de programul SAIB, de specialiști, de experți, de oameni cu un suflet extraordinar care s-au implicat în procesul acesta, ca să reușește una dintre 90 de țări să ajungi în locuri de frunte ca și producători, asta înseamnă ceva extraordinar. Așa că felicitări tuturor vinificatorilor din Republica Moldova. Mulțumim. Eu, la rândul meu, vreau să aduc mulțumiri. Domnul ministru a menționat despre eficacitatea oficiului, dar cred că rezultatele noastre nu ar fi la o înălțime atât de mare dacă nu aveam un sprijin foarte mare din partea Guvernului, din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și mulțumire aparte vreau să aduc partenerilor noștri de dezvoltare, anume proiectului de competitivitate și reziliență rurală, proiect USAID, care este
care a contribuit foarte mult, anume în 2013, la crearea Oficiului Național a Vii și Vinului și cred că aportul cel mai mare, anume l-am primit din partea partenerilor, fiindcă au fost condiții, eu le-am trăit toate cele condiții, am fost de multe ori și pe la Ministrul Agriculturii și peste tot și noi rugam să ni se dea posibilitatea de a crea acest oficiu. Pentru aceasta, clar că mulțumim în primul rând Domnului să nu fie prea, să vă parcă spus prea nu știu cum, dar așa și este. Și iată că schimbările toate au început de atunci, din 2013. Mulțumim la toți și vouă, jurnaliștilor, că tot timpul sunteți aproape. Mulțumim Angelinei Taran, care cred că odată de la crearea oficiilor, chiar până la crearea oficiului, tot timpul necondiționat, în fiecare săptămână apar articole în Logos Press despre viticultori, vinificatori, despre ramura vitivinicolă. Și vă mulțumim că sunteți astăzi aici, alături de noi. Am o întrebare foarte scurtă. Răspunsul evident să fie la fel de scurt. Dacă ați estimat o capacitate a vizitatorului consumator care va veni anume în Piața Mare de Vreme Naționale, expunzându-l pe cel care va vizita cramele. Și o întrebare către domnul ministru, ați declarat că vor fi ministrii agriculturii europene. Din ce țări vor veni ministrii sau omologii dumneavoastră europeni și dacă nu considerați dumneavoastră că prin venirea acestor demnitari europeni, cumva se face încă un salt spre ceea ce își dorește Republica Moldova să devină țară membră a UE, în contextul în care suntem deja țară candidat în UE. Și a treia întrebare, masterclass-uri ați anunțat, în ce constau aceste masterclass-uri? Școala vinului deja cunoaștem, da? Consumul moderat și cum noi consumăm vinul, dar masterclass-urile, avem și de vin și vin, mersi. Da. Cu masterclass-ul? Câți vizitatori vă așteptați? Este deja din experiență și cred că anul ăsta nu vom avea mai puțin de 80.000 de vizitatori. Și în jur de 20.000 de vizitatori sau turiști avem la vinării. Deci, per eveniment, estimăm și așteptăm în jur de 100.000 de vizitatori. Poate peste 100, dar în jur de 100 cu siguranță. Și dacă îi să vorbim acum și de masterclass-ul. Am fost în, la prima întrebare, am fost în China și în India. În China m-am întâlnit în orașul Shanghai cu un importator de vinuri din Republica Moldova în biroul său și spunea că concurăm greu cu francezii care sunt dominatori în acea piață de vânzare a vinului, plus că ei însăși produc vin și îi spuneam în felul următor. Ca să poți să promovezi mai ușor vinurile Republicii Moldova, trebuie să iei măcar 1.000.000 de chinezi, 7-8 octombrie să vii cu ei în Moldova, după care o să vezi că ai să vinzi foarte ușor. El a luat ideea și a spus că își va deschide și companii turistice, pe lângă faptul că vinde vin, și a spus că Shanghai are de unde lua 1.000.000, nici nu-i simte măcar. Dacă îi trimite Republica Moldova ca și turiști, noi o să ne străduim să îi primim la cel mai înalt nivel ca acești oameni când se vor întoarce înapoi să promoveze vinurile noastre și să le caute în magazine. Piața chineză este în creștere. La fel am procedat și în India. Sunt niște țări foarte mari, foarte departe de noi, specifice, care cunosc mult prea puțin despre noi ca și țară și urmează să promovăm Moldova noastră peste tot, pe toate părțile globului. Și ideea este cât e mai departe de zona economică în care noi facem activitate, cu atât mai benefic. Sunt alte prețuri, alte genuri de activități, etc. Acum, în ceea ce privește Ministerul Culturii, vine Ministerul Culturii din Germania, devine evident din România, vorbim de țările baltice, vorbim despre Polonia. Astea sunt, trebuia să vină domnul ministrul al agriculturii din Ungaria, în ultima sută de metri s-a întâmplat ceva, dar urmează, i-am făcut o invitație separată, va veni în luna noiembrie în vizită și vom avea o întâlnire bilateral. Astea sunt miniștri și evident că scopul acestei vizite este anume de a demonstra, nu că de a demonstra, dar de a transmite un semnal agricultorilor din Republica Moldova că
Agricultura din Moldova deja face parte componentă din procesele economice agricole din piața agricolă comună a Uniunii Europene. Din 2022, peste 58% din producția agroalimentară produsă pe teritoriul Republicii Moldova are destinație de export Uniunea Europeană. De departe, noi vorbim despre partenerul numărul 1 a Republicii Moldova, incontestabil, cu potențial de creștere extraordinar. Producție de calitate producem. Acum mai învățăm un pic să vindem mai șmecheraș așa un pic, după care o să vedeți că procesul de creștere economic va fi unul pe măsură. Agricultura din Republica Moldova are un potențial extraordinar, extraordinar. E suficient să trecem de la producerea materiei prime, că asta producem acum. Da, e de calitate, numai că nicio țară care se ocupe de producerea și exportul de materie prime nu devine bogată. Aia pentru că materia primă e materie primă. Noi trebuie să ne învățăm să o procesăm, să industrializăm agricultura din Republica Moldova. În acest considerent, inclusiv și la Ministerul Economiei, este acum un șef de direcție nou legat de industrie. La Ministerul Agriculturii este astăzi, în prima zi de lucru, șefa de direcție, industrie alimentare, pentru că suntem Ministerul Agriculturii și industrie alimentare. Vom avea și un secretar de stat responsabil de segmentul economic și în așa mod, pas cu pas, încetșor, vom dezvolta agricultura din Republica Moldova să-și ocupe locul său în cele 27 de agriculturi, vorbim de Uniunea Europeană, un loc de frunte, acolo unde este și locul ei. Și credeți-mă că potențialul este unul foarte și foarte mare. Noi suntem, din punct de vedere agricol, suntem o țară mare. Pentru că țările, când se întâlnesc miniștri agriculturii, nu vorbesc despre nu știu ce, dar vorbesc despre suprafețele de teren agricol pe care tu l-ai în țara ta. Și noi în Moldova avem 2,8 milioane de hectare teren agricol și avem 1.500.000 de teren arabil. Olanda, spre exemplu, are 2,4 milioane teren agricol și 0,9 teren arabil. Și Olanda este atât de eficientă în agricultura sa că ocupă locul 2 pe glob la exportul de producție agroalimentară. Și în 2022 PIB-ul Olandei s-a ridicat la 1 trilion 32 de miliarde de euro. Înțelegeți? Adică, practic, Republica Moldova are un potențial atât de mare că noi nici nu putem scrie cifrele cu pixul, din păcate încă. Dar urmează să ne învățăm și să producem, și să scriem, și să calculăm. Avem unde crește. Întotdeauna ai o stare de optimism atunci când ai unde crește. Urmează să ne reformăm, să ne redescoperim și așa cum ne-a demonstrat, vinificația din Moldova, că în baza unor schimbări făcute, dorite, motivațional, înțelese de către oamenii de afaceri, a avut loc revoluția. Putea să vrea oficiul să facă orice, putea să vrea ministerul să facă orice, dacă nu era înțelegerea necesității din partea oamenilor de afaceri care fac acest gen de afacere, nu se întâmpla absolut nimic. Despre asta vorbim noi. Proiectele sunt foarte bune, inclusiv și oficiul horticulturii, mai ales că avem modelul oficiului deja care funcționează pe dimensiunea viticulă și a vinificației. Eu cred că în așa mod, noi demonstrăm modele de succes bune practici care urmează a fi multiplicate în toată agricultura din Republica Moldova ca într-un final să avem succes. Bine, Vitalie, și eu scurt am să răspund la trei întrebări. Ce veți afla nou în cadrul unui masterclass? În primul rând, clar că toți deja știți, cred că regulile le cunoașteți de degustare. Mai mănunt puteți afla cum participă la o degustare organele noastre de simț și atenție. Ochiul, nasul, gura, urechea, cel mai important, care cred că puțini cunosc, și gâtul. Și în afară de aceasta, veți afla care este deosebirea dintr-un soi autohton și un soi selecție nouă moldovenească. De ce soiurile indigene? De ce soiurile selecției moldovenească? De ce trebuie să le iubim mai mult, să le promovăm mai mult? De ce trebuie să facem o alegere corectă în gama tuturor vinurilor? Și dacă sunteți curioși, vă invităm la școala vinului și încă mult mai multe veți afla. Mulțumesc! Cred că putem... Conferința. Vă mulțumim tuturor! Carnetul degustatorului este deja plasat pe site-ul iticket.md și costă 250 de lei cu masterclass la școala vinului inclus. Da.